Bine v-am regăsit! Sunt Ada și vă aduc cele mai bune recomandări TV. De la ora 19 și 15 minute, pe Cinemax, puteți urmări Run and Jump. Viața unei femei din Irlanda se schimbă așa cum ea nu și-ar fi imaginat vreodată că este posibil, după ce soțul ei suferă un accident vascular cerebral. Ted Fielding, un medic american, sosește pentru a urmări procesul de recuperare al întregii familii, iar pe măsură ce timpul trece, între cei doi începe să se contureze un alt tip de relație. Doesn't give you an opportunity to ignore the needs of your family. You're the father. You're the husband. When Con and I looked at something, we saw the same thing. Have you ever had that connection with someone? Pe ProTV de la ora 20:30 puteți urmări filmul Safe Haven. Inspirată din romanul cu același titlu al autorului Nicholas Sparks, drama romantică spune povestea lui Kaitlyn Feldman, o tânără care s-a eliberat dintr-un mariaj nefericit și fuge din calea unui fost soț violent și abuziv, refugiindu-se în orășelul Southport din Carolina de Nord. Aici cunoaște un alt bărbat, iar prietena ei, Joe, o învață că este preferabil să riște, să înfrunte problemele din trecut și să se implice într-o nouă idilă, decât să rămână singură și să privească tot timpul cu spaimă peste umăr. HBO Comedy prezintă de la ora 22:55 filmul Mom's Night Out. În această comedie de familie, Allison și prietenele ei vor să petreacă împreună o seară frumoasă și liniștită, fără familiile lor. Dar ca să se bucure de tocurile înalte, de mâncarea bună și de conversația inteligentă, au nevoie ca soții lor să stea cu copiii timp de câteva ore, timp în care orice poate merge prost. Allie, it's me. Just wanted to let you know that everything's going great here. We're all good. We're going to take a little trip to the hospital. Life is about finding the meaning and the joy and the purpose in all the chaos. Hon, your job. It's hard, I know. Important. That's what I was going to say. De la ora 23:20 pe TV 1000 puteți urmări filmul Dreamcatcher cu Morgan Freeman și Thomas Jane. Jonesy, Henry, Pete și Beaver sunt patru prieteni care în copilărie au salvat un băiat cu deficiențe mentale din mâinile unor bătăuși. Experiența lor cu acesta i-a schimbat foarte mult, ei descoperind că au puteri psihice uimitoare. Reunindu-se într-o cabană din pădure, sunt întrerupți de un vânător aparent bolnav. Henry află că este o creatură extraterestră și împreună cu ceilalți încearcă să o oprească înainte de a distruge totul. De la miezul nopții pe HBO rulează filmul Lawless. Aceasta este povestea adevărată a infamilor frați Bondurant. Trei frați care fac contrabandă cu băuturi alcoolice și care își încearcă norocul la visul american în statul Virginia din perioada prohibiției. În pelicula ce are la bază romanul The Wettest County in the World, scris de Matt Bondurant, în care este vorba despre aventurile familiei sale, loialitatea celor trei bărbați este pusă la încercare pe fundalul celui mai notoriu val de crime al națiunii. We are all as good as dead. This is a war they're waging. You ain't gonna survive. It is not the violence that sets me. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu TV Guide pentru alte recomandări dedicate timpului liber. Vizionare plăcută!